Bună ziua și bine v-am regăsit. Vă salut pe toți cei cu înclinații spre mașinuțe. Revin cu partea a treia, mai mult pentru a completa descrierea ultimelor două modele. Este vorba de acest avion pe care nu am reușit să-l prezint mai în detaliu. Și aș vrea, în primul rând, să vă spun că se numește, după cum vedeți, Cessna Citation X. Și este producție din 2007. Să încerc să-ți... Acum cred că se vede bine. Aici e sigla Matchbox. Deci un model din nou cu roți, dar nu are stabilitate. Și asta, din nou, pentru mine e un minus. Citation X. Probabil e un nume de marketing. Modelul în sine e destul de atrăgător, e acel private jet pe care l-au oamenii bogați, mă gândesc, însă mi-ar fi plăcut totuși să aibă stabilitate, la fel ca și celălalt de aici. Se pare că nu s-au prea gândit la detaliul ăsta. Cum vă spuneam, partea cu negru este metal și greutatea tinde să meargă în jos din cauza, a zice, a aripilor acestea din spate. Restul este plastic, partea cu alb, inclusiv roțile. Și mai vreau să vă arăt și perechea avionului, nume mașina. Asta trebuie să însemne o limuzină din 2001, deci este destul de veche. Deci chiar așa se și numește, limuzin. Însă culoarea este destul de urâtă, să spun așa. Este acel gri metalizat, dar este, credeți-mă, este foarte urâtă așa la aspect. Deși modelul mașinii în sine este foarte interesant, foarte atrăgător, dar culoarea, în primul rând, și într-un final și detaliile pe care le-au făcut, vedeți, pare să fie scobit în zona farurilor și a măștii, ca și cum i-ar lipsi ceva de aici. Mi se pare o chestie destul de urâtă, ca să nu mai spun că nu are geam deasupra. Mă gândesc că așa e modelul, dar ar fi putut pune ceva interesant, să se tragă, de exemplu, un parbriz până la închidere sau să se deschidă ușa, măcar asta de lateral. Se pare că Matchbox devine tot mai zgârcit cu părți mobile, probabil pentru a reduce costurile. Ce să vă spun în concluzie, că modelul arată destul de bine, dar detaliile și culoarea vopseau aleasă lasă mult de dorit din punctul meu de vedere. Nu stă bine nici la capitolul suspensii. Rămân doar cu ideea că
ar fi putut fi o mașină mai atrăgătoare dacă alegeau o altă variație de vopsea în primul rând și poate îmbunătățiri la detalii. Așadar, o privire de ansamblu final asupra tuturor modelelor pe care vi le-am prezentat în cele trei părți. Am să numerotez cele trei părți. Așadar, acestea au fost mașinuțele Matchbox. Pentru orice alte întrebări, vă stau la dispoziție. Toate cele bune!